O înfrângere destul de usturătoare. Nu ne prea gândim la asta, pentru că venind după o săptămână în care am încărcat foarte mult, era normal să nu fim 100% azi, dar în 6 zile o să apucăm acum să ne odihnim mai mult și vom fi pregătiți pentru campionat, unde contează. Totuși, vă la averaj 1-6 după două meciuri. Cam mult pentru ce... Da, amicalele, v-am spus, venim după o săptămână de încărcătură, am încărcat foarte mult. Acum o să fie puțin mai ușor, o să intrăm în săptămâna meciului și vom fi pregătiți pentru meciul cu Vă Hermannstadt. gândiți că victoriile o să vină în campionat, acolo unde trebuie? Acolo contează cel mai mult. Aici ne pregătim, ne antrenăm, vedem ce trebuie să facem mai bine și, mai spun încă o dată, trebuie să fim pregătiți pentru meciul cu Hermannstadt. Cât timp sunt la Steaua, nu vreau să vorbesc niciodată despre altă echipă, respect clubul și atâta timp cât voi fi aici și nu este nimic 100% să știu și eu, nu pot să vorbesc absolut nimic. Deci nu stă mintea, nu te duce gândul în altă parte. Niciodată. Apropo de acest amical, ați primit informații de la Sorescu că îi cunoștea foarte bine. Nu m-am înțeles, poți să Zic, repet? dacă ai primit informații de la Sorescu despre fosta lui echipă. Nu, pentru că sunt meciuri amicale, nici el nu știa ce jucători o să evolueze. N-am vorbit despre asta, m-am mai spus încă o dată, nu ne-a spus nimic. Totuși, atât de tari sunt adversarii polonezi, ne-au cam surclasat. Da, probabil că se vede că ei au venit de pe data de 2 aici și n-au apucat să încarce cât am încărcat noi săptămâna asta și cred că s-a văzut astăzi. Dar din punct de vedere calitativ, sunt peste noi. Dacă nu este un meci oficial, vă spun sincer că nu se compară un meci amical cu un meci oficial, așa că nu pot să-mi dau cu părerea acum. Andrei, serios, nu vă îngrijorează meciurile astea două, totuși că până la urmă nici faza de atac n-a funcționat cum trebuie, mai ales azi în prima repriză, și nici faza de apărare n-a funcționat cum trebuie. Am fost împărțiți, am Da, e împărțit adevărat. minutele și v-am spus, în campionat contează. Acolo, dacă nu vom face o figură frumoasă, acolo va fi o problemă. Aici învățăm și trebuie să muncim, să alergăm mai mult și să fim sănătoși. Ați păstrat psihicul puternic de la sfârșit de an? Ați revenit așa, pe sfârșit de an, reușit să țineți același ritm? Noi mereu am fost bine, de-aia ne-am și calificat într-o cupă europeană. Acolo n-am reușit să facem neapărat o figură foarte frumoasă, dar suntem foarte bine. Sunteți mai puternici cu aducerea lui Sorescu? Da, este un jucător de calitate, aveam nevoie de un asemenea jucător cu, pot să zic, cu nume și sper să ne ajute să câștigăm campionatul, pentru că ăsta este obiectivul nostru principal acum. Ce plus poate să aducă Sorescu? Un plus de calitate și ofensiv la fel ca Vali Crețu. Faci cuplu cu el acolo sau? Nu știu, eu sper să mă ajute Dumnezeu să fiu sănătos și după vom vedea cine va juca și cum va juca. În continuare, aceeași atmosferă bună în acest cantonament, parcă mai uniți așa ca niciodată. Da, bineînțeles, suntem bine, suntem fericiți. Ne-a spus și Pintilin înainte de meci că cel mai important este să fim sănătoși, să ne țină Dumnezeu bine, să putem juca 90 de minute, să ne antrenăm, pentru că în 6 zile ne va aștepta un meci foarte greu și trebuie să câștigăm. Are cineva bagajele făcute? Pentru că se vorbește despre transferurile mai multor jucători, printre care și Andrei Vlad. Da, nu știu, niciodată. Cât o să fiu la Steaua, eu nu o să vorbesc despre mine plecând în altă echipă sau despre alt jucător. Dacă va fi ceva concret, vom afla atunci. Ai mai avut timp să vezi un film, să citești o carte sau a fost prea obositoare antrenamentele lui Tomic? Acum am Au fost într-adevăr destul de grele, dar am avut, cred că, alaltăieri un antrenament în piscină și am reușit să ne mai relaxăm puțin. Dar cam atât. Care e cea mai mare dorință? Să nu mai am nicio problemă medicală și să fiu 100%. Și la națională cu preliminariile acum? Vor fi două meciuri foarte grele. Cred că dacă vom obține 6 puncte, ne va fi mult mai ușor pentru meciul cu Elveția. Dar sincer, grupa acum ți se pare ție accesibilă? Sincer. Sincer să fiu, am mai spus-o și mai de mult că este accesibilă și nu ne-a ajutat. Se va juca meci cu meci. Să luăm pas cu pas, să obținem victorii, pentru că victoriile aduc victorii și spun să ne țină Dumnezeu sănătoși.